Salut! Sunt David. Azi vom configura un sistem ieftin. Și vom merge pe PC Garage. Merge tot așa pe componente. Acum mergem și noi ca oamenii, plăci de bază. Și soclu, socketul. O 1150. Preț crescător. Și filtrăm de aici. Ia să ne uităm. Scuzați-mă. A fost telefonul, mi-a trimis cineva un mesaj, nu-mi pasă. Ce are placa asta de bază? Ia să intrăm noi un pic pe pagina producătorului. Să vedem ce zice. Deci are protecții. Are protecții la temperaturi, la MI, la tot felul. Are solis capacitori, adică aia uite ăștia de aici, capacitori, așa se numesc, cap. Așa. Și battery power. Super, are voce geniu, dar BSI este specializat pe overclock. Are SATA, are BIOS interactiv. Super placa de bază. Cred că BIOS 4, uite ce v-am spus eu. E super placa de bază. Hai să o băgăm în coș. Și vom merge pe un procesor. Socket 1150 și vom alege, dăm un preț crescător. E dat deja. Hai un Pentium dual core la 3 la 294 de lei. Sau să ne băgăm pe Celeron, nouă Celeron, Pentium să fie dat. Așa, am ajuns la 5 milioane. Hai să mergem pe memorii. Băgăm aici capacitate 4 GB. Asta e mai mult de office.
Adică să nu te joci pe el, să nu faci cine știe ce lucruri. Ba, te poți juca și pe el, dar eu mai mult acum vreau să-l scot la un preț cât mai ieftin, dacă mă înțelegeți voi pe mine. Crucial, a data, hai să căutăm și noi ceva mai. Zeppelin. Uite Kingston ăsta. Așa. Mergem pe SSD-uri. Alegem pe ăsta de 1,5 milioane. Sau High Corsair mai de calitate. Bun, 8 milioane. Acum mergem pe o carcasă. Am uitat să pun la celălalt sistem carcasă, scuzați-mă. Și băgăm și cu sursa. Dar carcasa o... Asta e... E frumoasă la 1,5 milioane, dar... Cam scumpuță, dar... Ia să vedem. Uite asta. Segotep. Asta e de calitate. Chiar și sursa mi-o dă de calitate. Mai mult ca sigur că e de la Segotep. Nu pot să văd cum arată sursa din ea. Dar... Aia e. O băgăm în coș. La... Cam asta e sistemul la 900... La 9,5 milioane. Dacă vreți, hai să băgăm și un DVD writer. Componente. Am uitat să menționez ventilatorul de la procesor. Este inclus în... În el. În box. O să vă arăt acum, hai să băgăm pe ăsta, LG. LG-ul ăsta, de 60 de lei. În cutia asta, vă dă și coolerul de la procesor, adică ventilatorul astea. Mă înțelegeți voi pe mine? Uite-l, uite ce v-am spus. Uite aici. Vă dă ventilatorul și procesorul. Cam asta e sistemul.
Tot așa, un sistem foarte echilibrat, bun, dar nu este de jocuri. Dacă cine dorește de jocuri, să-și pună, hai să băgăm și o placă video. Facem mai pentru buget sistemul ăsta. Dar tot o placă video performantă cu performanțe de top. E de top, că zic și eu așa. Mergem aici, tip memory DDR5. Și o luăm și așa frumos, elegant. Trei, trei jumate, trei. La a doua. De asta este la... Sau la ce să mai, dacă este un sistem de buget, o luăm pe asta, pe cea mai ieftină. Printre cele mai ieftine, dar e bună. La 3.807. Punem pe asta în coș. Dar nu știu dacă sursa asta poate să ducă de 450 de W. Nu știu, astea ce pun eu acum sunt pentru cei împătimiți de jocuri. Stai un pic să băgăm aici. Ia să vedem. Să mergem pe mâna lor. Ia să vedem ce ne dă. Sursă din asta am avut și eu, de cam gălăgioasă. Asta este mișto. Ia să vedem ce ne dă la ea. Este mi-modular. Asta înseamnă că... Ia fiți atenți aici. Deci, aici puteți să puneți voi cablurile pe care le aveți dumneavoastră nevoie. Adică să puneți o placă video, vă trebuie, puneți cablu și atât tot, dacă vreți niște periferice, un Molex, etc, băgați aici și nu mai aveți cabluri înșirate prin calculator. E super, super fain. Sau uite ce v-am spus, vă puneți cablu de ce aveți dumneavoastră nevoie. El și-a pus un cablu de pista expres să conecteze placa video. Frumos! Ia să vedem. A, uite, două piste expres poți să bagi. Două plăci video. Este super, super potentă placa asta, sursa. Uite, poți să faci Nvidia SLI și Crossfire. Sunt certificate pe... Adică poți să pui două plăci video, ori de la Nvidia, ori de la ATI. E super tare sursa.
Și cam asta a fost sistemul. E super echilibrat, super bun, la un preț decent, zic eu. Eu pe ăsta l-aș cumpăra dacă aș avea bani. Numai procesorul e slăbuț. E la un preț rezonabil, zic eu. Hai, salut!